Salutare! Am de la Atkins și Slim Fast niște gustări. Ciocolat coconut. Este un fel de Bounty fără zahăr. Cocos 29%, îndulcitor, maltitol, unt de cacao și cam asta-i. E un fel de Bounty, da? După cât eu înțeleg, fără... Da? Că acolo sunt ciocolată de lapte. E bună, nouă. Și am și un Snickers. Peanut caramel. Așa parcă e un fel de Snickers. Peanut caramel bar. Ciocolată de lapte. 31 de ciocolată de lapte, 29 caramel. Așa. 21 arahide. Într-un fel mai puțin zahăr. El în genere nu are zahăr. Are proteine. Nu vedem. Nu, miroase arahide. Da. Am luat de nugață acolo în sac. Ciocolată de lapte, caramel și arahide. Este Snickers peanut butter. Snickers obișnuit cu proteine, dar acolo el e cu zahăr. Este fix Snickers. Fix. E bun. Ca alternativă merge. Și am aici KitKat. După câte văd, Chocolate Break. Îndulcitor. Mai multe lucruri așa. Pulul de cacao, de lapte. Nu știu, după câte vede, e... А, что скриенка на утро. У нас здесь кидикала мясо. Да. Наполитано. Ciocolată. Nu-i rău. Și avem aici. Merge ca alternativă de KitKat. Își la Slim Fast napolitane. Nati vanila și hazelnut ciocolată. Coca-nips. Almond pastă. Pastă de migdale. Aici. Pastă de alune. Unt cacao, pastă de cacao. Alune 8.3%. Sună bine. Hmm? Пахнем. Дождем до ванили. Шиди галоне. И foarte gros folia. Сейчас от ванили. Alune. Ok, miros corespunzător diferit. Să le arăt ca comparații. Cea de jos albă e de vanilie, asta deasupra e de alune. Haideți să vedem și gustare. Văd că e presată și cu multă obtură. Mmm! Foarte crocant, că îmi place mie. E bună. Crocantul dulce, nota 9. Am uitat să gust pe asta de alune. Mă uit că mai am ceva în față. Asta cât e bună, e fiul ei. Ai bucăți de alune înăuntru. Fix. Înseamnă că n-ai zahăr. Am fost până la asta și am gustat așa de la un Keto Fuel Bar. Fără zahăr, că iau și cu zahăr. Aici am luat nati caramel. Cu MCT oil, cu unt de cacao, cu arahide. Deci ceva scris, umplutură de caramel, în ciocolată de lapte. Și am zis că opa. Zic că asta trebuia de gustat. Un pic e topetă traumată, dar nu e nimic. Deci vedem cât e de bună keto. Miroasa unt de arahide, avem și arahide aici. A? Ceva cu un de arahide, caramelă și un arahide, ca un fel de Snickers. E cam tare și năsăpșoasă treaba asta de jos. În general nu e rău. Ca în 7,5 merge. Am așa două gustări noi keto apărute la Sainsbury. Așa și așa. Boost Raw Chocolate Brownie, Boost Ball Burners, da, keto, all natural, low sugar, vegan, bla bla. Avem unt de cacao organic 20%, cocos, chipsuri de cocos, creamed coconut, unt de arahide, pudră de cacao 8%, pudră de arahide, bucăți de astea de cacao, cereale 46%, îndulcitorul e eritritol, organic fibră tapioca, protein de orez, MCT ulei de cocos, pudră, făină de cocos, natural flavoring și stevia. Și peanut butter cup, asta și brownie, raw chocolate brownie, asta e peanut butter cup. Tot avem unt de cacao 20%, punct 3 aici și 2, așa cocos, creamed coconut, aici era toasted coconut chips, aici creamed coconut și aici tot chips, peanut butter 10%, peanut powder 6, arahide 6, cacao pudră, îndulcitor la fel, coconut flour. Mai scurt, ingredientele sunt la fel, singura că aici sunt mai multe arahide, mai mult pudră de arahide și unt de cacao, deci e mai mult cacao. Dar și avem 615 calorii, 100. E 620, 53 de grăsimi, proteine 15, zahăr nimic. Ferească Dumnezeu, e gras tare. Să vedem cât e de bună. Spunește că e cocos și grăsimea, ca așa-i. E ca așa-i. Spunește că e unt de cacao cocos, unge arahide, cacao, cereale. Nu pot să mănânc așa ceva. Fu. Prea mult cacao, prea amar. Aia. Foarte gras, foarte grețos și prea amar, nu-i bună. Dă-ți de mai asta, Fatima, e bună. Cupile de arahide. Puține șanse, dar dă să vedem. La fel sunt niște bile. Nu-i bună, fu. Două bare de la Atkins. Doar două gusturi am găsit. Double chocolate. Deci vedem ce avem aici. Cereale de soia de proteină cu ceva de ciocolată. Da, hai. Nu e chiar bună. Are un gust straniu. Să vedem Fuge Caramel, poate. Nu e bună. Simplu la ingrediente e un pic strani. Are niște ingrediente altfel față de niște bare de proteine sau de altceva. Și e un pic strani. Așa e parcă ciocolată neagră, double ciocolată, asta e ceva de lapte. Încă bară cu caramelă. Nu? Și asta nu-i și niște și are un gust straniu. Aduce ceva, dar nu înțeleg așa, ingredientele sunt făcute parșă. Mai am ultima, low sugar treat, ciocolată coconut, spera să fie mai bună. Am scris că e bară de cocos, ceva genul ca Bounty, acoperită în ciocolată de lapte. 29% cocos, îndulcitor, unt de cacao, pudră de lapte, protein de lapte, masă de cacao. Nu, cel puțin asta e ca o bară obișnuită de ciocolată, de cum e Bounty-le, doar că în loc de zahăr îndulcitor. Miroasa cocos, așa e micuță. Avem cocos înăuntru. Primul loc e cocosul. Da. Încă asta e bună. Asta chiar e pe un 8 solid. Da. Bounty fără zahăr. Super bună.